Sufletul neroditor și religia care nu mântuiește degeaba există. Așa se poate rezuma cea de-a doua zi a lui Isus în Ierusalim, a doua zi din săptămâna mare a creștinilor. Isus a venit la Ierusalim ca să meargă și să predice în templu, locul sacru al iudaismului. După relatarea lui Marcu, noaptea și-a petrecut-o în afara Ierusalimului la o familie de prieteni. Dimineața vede un smochin plin de frunze, dar fără niciun fruct. Iisus îl blestemă și pleacă, apoi ajunge la templu unde, cuprins de o mânie sacră, îi alungă pe negustori de acolo și răstoarnă mesele zarafilor. Iisus nu purifică templul așa cum se interpretează de obicei. Gestul său are aceeași semnificație cu blestemarea smochinului. El prorocește pur și simplu dispariția templului, adică încheierea vechiului legământ. Negustorii și zarafii, adică schimbătorii de bani, nu-și vor mai avea rostul pentru că vechea lege va lua sfârșit. Trebuie precizat că prezența negustorilor și a zarafilor în templu era normală și îngăduită de preoți. Credincioșii iudei care doreau să aducă jertfe, își procurau animalele de jertfă de la acești negustori. Prezența lor era așadar absolut necesară bunei desfășurări a ritualului. Alungându-i cu violență de acolo, Iisus prevestește dispariția celui mai important loc sacru al lui Israel, dispariție datorată necredinței în mesajul evanghelic. Smochinul, ca simbol al templului, se va usca și nu va mai putea rodi niciodată. Violența gestului săvârșit de Iisus va atrage o violență pe măsură din partea autorităților iudaice. Acestea, asistând la scena din templu, care era un afront public la adresa lor, au luat hotărârea să-l prindă și să-l ucidă, neștiind că noul templu, Iisus Hristos, va fi rezidit, adică va învia după numai 3 zile.